În perioada 24-25 iunie, 60 de jandarmi, polițiști, pompieri și polițiști locali vor asigura măsurile de ordine publică și protecția participanților în zonele în care se desfășoară evenimentele cultural-artistice, incluse în programul Zilele Sucevei. De asemenea, pentru desfășurarea în bune condiții a manifestărilor religioase prilejuite de sărbătorirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, un număr de 120 de jandarmi, polițiști, lucrători ISU și polițiști locale vor asigura măsurile de ordine publică la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, în zona adiacentă a lăcașului de cult, precum și pe durata procesiunii ce se va desfășura în zona centrală a municipiului. La acțiune vor participa și lucrători ai grupării de jandarmi mobile Bacău. Jandarmeria face câteva recomandări care ar trebui respectate de populație pentru buna desfășurare a evenimentelor. Jandarmeria recomandă participanților la aceste manifestări să respecte regulile de acces auto și pietonal, precum și celelalte măsuri stabilite de organizatori și forțele de ordine, să acorde o atenție sporită la modul de asigurare a bunurilor de valoare și să evite implicarea în conflicte de orice natură. De asemenea, solicităm persoanelor care intenționează să participe la manifestările religioase organizate la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava să manifeste calm, înțelegere și să respecte regulile stabilite pentru accesul la baldachinul situat în interiorul mănăstirii.